Incidente șocante lângă capitală. Un om de afaceri iranian a fost ucis cu sânge rece în parcarea unei piețe de legume fructe din voluntari și abandonat pe caldarâm. Scenele șocante s-au petrecut în plină zi, iar asasinul, un cetățean turc, a reușit să fugă de la locul faptei. Cu toate detaliile, ni se alătură prin telefon colega mea Liliana Năstase, senior editor pe 1 TV. Lili, bună ziua! A fost prins criminalul? Bun găsit, deocamdată criminalul nu a fost prins, el a fost dat în consemn la frontieră și este căutat în județul Ilfov, dar și în București. De altfel, poliția a fost sesizată în jurul orei 14 și 15 minute că un bărbat ar fi fost ucis în parcarea unui depozit de legume și fructe din județul Voluntari. Odată ajunși la fața locului, polițiștii și medicii au constatat decesul persoanei. Este vorba despre un cetățean turc de 39 de ani care ar fi fost ucis de un partener de afaceri, un cetățean iranian cu care avea conflicte mai vechi din cauza unor sume de bani pe care cetățeanul turc nu i le-ar fi înapoiat la timp. Ulterior, așa cum spuneam, acesta a fugit și este dat în consemn la frontieră. Deocamdată nu se știu date exacte despre afacerile pe care cei doi le derulau. Cert este că astăzi cetățeanul turc a fost găsit mort în Voluntari. Crima, așa cum spuneam, a avut loc chiar în mijlocul zilei.